este păcat să creadă creștinii în vise și vedenii. Spune Sfântul Ioan Scărarul că cel ce crede în vise este asemenea celui ce aleargă după umbra sa și încearcă să o prindă. Tot el spune că diavolii slavei de șarte sunt în vise proroci. Ei închipuiesc ca niște vicleni, cele viitoare și ni le vestesc mai dinainte. Iar dacă se împlinesc vedeniile, ne minunăm și ne mândrim cu gândul, ca și cum am avea darul înainte vederii, prorociei. Cei ce ascultă de diavolul, aceștia s-au făcut adeseori proroci mincinoși. Și mai departe zice, diavolii nu știu nimic din cele viitoare, dintr-o cunoștință de mai înainte, căci doctorii pot să prevadă, văzând gravitatea bolii, și să ne spună moartea mai înainte. Apoi încheie, zicând, când începem să credem în visele diavolilor, ei își bat joc de noi, chiar și când suntem treși. Cel ce crede viselor și nălucirilor din somn este cu totul necurat. Iar cel ce nu crede niciunora este filosof. Deci este păcat să credem în vise și în vedenii, că prin acestea ne amăgesc foarte ușor diavolii și ne aruncă în păcatul cel cumplit al mândriei și al slavei de șarte, când omul se încrede în sine mai mult decât în cuvântul lui Dumnezeu. Cu acest meșteșug ispititor, diavolul a amăgit mulți creștini și călugări, aruncându-i apoi în prăpastia pierzării. Iar dacă cineva are totuși îndoială de visul sau vedenia sa, să se spovedească la duhovnic și să-i ceară sfatul lui, că prin duhovnic grăiește Dumnezeu.